Un bărbat de 91 de ani, fără permis de conducere, a fost surprins de polițiști conducând un autoturism cu număr de înmatriculare fals și fără inspecție tehnică periodică. Bărbatul este din comuna Ibănești și a fost oprit de polițiștii rutieri din Botoșani în timp ce se deplasa pe drumul național 29A. În afara municipiului Dorohoi, cu un autoturism cu număr de înmatriculare fals, fără inspecție tehnică periodică și fără a deține asigurare obligatorie a vehiculului. Mai mult decât atât, bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Polițiștii biroului rutier Dorohoi continuă cercetările pentru infracțiunile de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.